Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 17 iulie 2021. Adevărul despre bani. Nu te chinui ca să te îmbogățești. Proverbele 23, versetul 4. Când ai mulți bani, poți găsi multe ocazii și locuri ca să faci bine în lume. Domnul Iisus a zis în Matei 24, versetul 14, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Însă și împlinirea acestei promisiuni necesită bani, și încă mulți. Dar banii în sine nu te vor face niciodată fericit și nu-ți vor da siguranță. Înțeleptul Solomon, unul dintre cei mai bogați oameni, a lăsat scris, Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția își face aripi și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri. Proverbele 23, versetele 4 și 5. Când unul dintre cei mai bogați oameni din lume a murit, un reporter l-a întrebat pe un membru al familiei, câți bani a lăsat? Acea persoană a răspuns, tot ce a avut. Indiferent cât câștigi, cât economisești, cât investești sau cât păstrezi, în cele din urmă banii te vor părăsi sau tu îi vei părăsi pe ei. Un înțelept a constatat că există 7 vârste ale omului. Prima, copilul observă pământul. A doua, vrea să fie al său. A treia, se luptă să-l obțină. A patra, decide să se mulțumească cu jumătate. A cincea, se hotărăște că s-ar mulțumi cu mai puțin de jumătate. A șasea, declară că se mulțumește să aibă un loc de veci. Și a șaptea, se mută acolo. Există numeroase lucruri fără de care poți trăi și o avere mare este unul dintre ele. Dar tu nu poți trăi fără pacea cu Dumnezeu, fără o familie în care domnește dragostea, fără o prietenie de o viață cu copiii tăi și fără o viață trăită pentru slava lui Dumnezeu.